Duminica a 10-a după Rusalii a fost sărbătorită în mod deosebit în comuna Suceveană Moara. Activitatea pastoral-misionară intitulată Tradiții românești în duhul bisericii strămoșești a adus împreună în rugăciune numeroși credincioși, în mijlocul cărora s-a aflat preasfințitul părinte Damascindor Neanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în centrul localității și a adresat un cuvânt de învățătură în care a explicat reacția mântuitorului la rugămintea tatălui copilului lunatic. O neam necredincios și îndărătnic! Până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Oare de ce a spus Domnul Hristos aceste cuvinte? Cel a determinat cumva să se umple paharul și pentru el și a avut această reacție care a fost, da, urmată de vindecare, pentru că imediat a spus, hai, aduceți-l aici la mine. Adică, în alte cuvinte, până când vă voi răbda pe voi, vă rabd și vă fac tot așa ce aveți voi nevoie. Până când voi fi cu voi, sunt cu voi până la sfârșit, sunt cu voi și în acest necaz, dar aș vrea să fiu altfel cu voi. Să nu trebuiască să vă rabd. Știi, când stai cu cineva și nu prea te înțelegi, îl rabzi pe celălalt, te-ai bucura să stai cu el într-o căsnicie, să nu știu, într-un colectiv sau la școală sau într-un loc de muncă, să nu-l rabi pe vecin, pe soț, pe soție, pe colegul de muncă, să nu-l rab și să te bucuri când te întâlnești cu el. Așa și Domnul Hristos a spus, tot am să vă rab, să stau cu voi așa. La ce s-ar fi așteptat Domnul Hristos? Știți la ce? La ceva mai multă recunoștință. S-ar fi așteptat Domnul Hristos ca oamenii să nu profite de El. Nu stăteau în jurul Lui pentru că era cineva, ci pentru că făcea ceva. Nu L-au recunoscut ca fiind Fiul al Lui Dumnezeu trimis pe pământ, ci au văzut în El, în Iisus din Nazaret, pe cineva care le dădea mâncare, le dădea băutură, într-un fel să zicem, adică le asigura nevoia pântecelui. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un ieromonah pe seama mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. La momentul chinonicului, părintele consilier Constantin Oprea a citit mesajul prefericitului părinte patriarh Daniel cu ocazia duminicii migranților români. Iar apoi, grupul tradițional Dor din localitatea Moara a interpretat o serie de cântece patriotice. La finalul slujbei, presfinția sa i-a acordat primarului comunei Moara, distinția Ordinul Mușatinii din partea înalt preasfințitului Părinte Calinic. În numele comunității pe care o reprezint, vă mulțumesc preasfințite, că ați avut onoarea de a fi prezent cu noi, de a face această slujbă frumoasă de mulțumire lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat și ne dă în tot anul acesta. Mulțumesc consilierilor, angajaților primărilor, tuturor celor care m-au ajutat, au fost alături de mine pentru a face această zi și ai mulțumit lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat. Toți preoții din localitățile care formează Comuna Moara au primit ordinul Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, iar principalii binefăcători au primit distinții de vrednicie. După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Damaschin neanul a săvârșit slujba de mulțumire și binecuvântare pentru mai multe familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Tot astăzi, în localitatea a fost sfințită o troiță ridicată în memoria actitorilor și eroilor Comunei Moara.